Una dintre cele mai iubite actrițe din România, Draga Olteanu Matei, a fost internată la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, în secția de chirurgie, fiind supusă mai multor investigații medicale. Diagnosticul pus de medici a fost acela de litiază biliară. Inițial, actrița în vârstă de 84 de ani a ajuns la reanimare, dar starea ei s-a îmbunătățit ulterior. Dacă evoluția sa va fi favorabilă, Draga Olteanu Matei va fi externată săptămâna viitoare. Iată-mă că sosesc dintr-o călătorie în care am pătimit 100 de șuti și 1000. Dar zău nu mă căiesc, nu-mi pasă de nimic. Eu sunt Stragon și mă numesc Chirița cei voinică. În anul 2007, după pensionare, Draga Olteanu Matei s-a retras la Piatra Neamț. Actrița de comedie a jucat pe scena Teatrului Național București și are un palmares foarte bogat, având peste 100 de roluri în televiziune, peste 90 de apariții în filme și mai mult de 50 de roluri în piese de teatru.